Începem coborârea. Mergem să explorăm Candy. Dar nu înainte să bem un coconut, că ieri n-am băut niciunul. Fructe cât vezi cu ochii. How much is? Sunt 1 kg. 1 kg, 1000 de lei. 1000 de rupii. Mangustani, extra trading. Mangustani. Un ananas 200, chiar și 100. Bun. Uite aici, domnul ăsta ne stai. Așa, e soare, this one? This one, pineapple, bine. Ciorchinele de mangustan. Cea mai bună ofertă am găsit-o de când suntem în Sri Lanka. 6 cu 200. Cu 200. Adică 3 lei 6. Și ananasul la fel, cea mai bună ofertă. Un ananas din ăsta mic, 3 lei de ananas. 1,50 lei ananas. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. Anything fruits? Coconut, durian, avocado, pineapple. Asta este o masă de 2 euro. Linte, cartofi, fasole, salată, pește. Siete, sia! Vampare sia, vampare sia! Lacul din Candy. Sau floricele. Ce vreau să te calumea? Hai! So nice! Temple of Truth! Yes! Templul Dingelui, unde se află dintele lui Buddha. Îl scot la ora 6 și fac o ceremonie. Pentru care trebuie să scoți banul, că de-aia scot dintele. Și pentru asta nu dăm skip la toate astea, pentru că preferam să mai luăm o noapte de cazare și niște mâncare. Am văzut că de ceva despre istoria Sri Lankei și istoria budismului. Templul dintelui se poate vedea printre grafii. 2000 de euro să vezi dintele, nu? Ceremonia de scoatere a dintelui. Aproape 7 euro. O noapte de cazare. Loc plin de pești. Thank you.
Candy Lake Irrigation Department. Am dat turul lacului, venim tocmai de la pagoda aia din partea cealaltă și am dat un mare tur. De la dintele lui Buddha. Pagoda Daguba, pardon. L-au prins pe derbedeu. Ieșim să explorăm orașul. E foarte greu cu ieșirea de la cazare în general, pentru că se zăpăcește toată lumea de cap cu tot felul de să-ți vândă câte ceva. Adică nu stai super confortabil în Sri Lanka. Oriunde îi merge, te ții cazare și după aia te întreabă. Mic dejun, prânz, tur, toate astea. Orice turist care ajunge trebuie să meargă obligat de cei de la cazare la show-ul tradițional, la dansul tradițional care este în fiecare zi de la ora 5. Iar acum, înainte să plecăm, ne-a oprit domnul și ne-a zis: dacă vreți să mergeți, vă pot rezerva două locuri, nu trebuie să plătiți pentru rezervare și vă rezerv eu două locuri în față, în primul rând. Haos. Haos general. Nu poți face nicio mișcare că toată lumea vrea să-ți vadă ceva. O, un tur, o, nu știu. Un mic dejun, un prânz. Un prânz. Orice. E mega confortabil. Nu e pe stilul nostru Sri Lanka. Orice mișcare din camera afară e... Treci prin o grămadă de filtre. 3-4 oameni care te întreabă. În Africa nu era așa. Da. Să vedem mai departe cum este, cel puțin în Sri Lanka, peste tot unde am fost. Bine, în partea din nord e mult mai lejer. În partea asta deja sunt foarte mulți turiști și deja sunt toți învățați că iau cazare, mănâncă la cazare, iau tuk-tukul de la cazare, adică sunt puși ca niște pachete, duși într-un loc, aduși înapoi. Și ca stilul nostru de călătorie, adică să mergem noi să explorăm, să vedem, să... Că scămuchii nu prea sunt mulți, că majoritatea sunt o bandă rulantă. Hai repede la obiectivul ăla, hai repede la ăla, hai repede la ăla și gata, înapoi acasă. Și în Candy există... pachetul turistic care se vinde cu 4.000 de la cazare, care... Sau 2000, găsești 2000. Pe stradă tuk-tuk și îți face turul la toate astea. Te duce la... Noi am găsit la 2000, te duce la Marele Buddha. Fabrica de ceai. Fabrica de muzeu. Ceai. Te duce în fiecare punct turistic unde poți să ajungi și singur, dar... Dar ei încearcă să ți le vândă. De cum ai venit, primul lucru te întreabă câte zile stai. Ce mănânci, ce... Hai să organizăm... Da. Să organizăm vacanță. Hai. Am coborât din bus în haosul acestui oraș. Rambutani, da, sunt mai ieftin decât în Polonarova. Acolo dădeam 100 pe 10, aici sunt 15. Wow, cu 1 euro mănânci 50. Că-ți vine să crezi. Și 20 de euro kilo în Europa. Se mai numesc și licii. Licii. După cum am zis, 15 rambutane, 100. Hola, hola, hola.
intrăm în piață unde am găsit un loc de ananas ieftin. Locul de ananas ieftin ne așteaptă. Ananas. Hello. Hi. Pineapple? Yes. Which one? This one? Yes. You want cutting? Yes. Mai luam de asta nouă, să luăm acum. Nouă mangustan. Da. Cel mai mic preț pe care l-am găsit. 4 lei. 4 lei. Ananas scrie la son? Nouă rambutan. Ce e tare ca aici. Nu rambutan, mangustan. Mangustan. Ce e tare ca aici îți taie feliuțe ananasul. You drinking over it? Am luat ananasul pe băț. Ananasul pe băț. O sutică, 1 leu 50. Bun. Foarte multă aglomerație. Am găsit o tarabă mobilă cu cele mai mici prețuri, 10 și 20. Să vedem cu ce sunt. These are vegetables? Pachetele cu vegetables. Așa arată înăuntru și sunt foarte picante. Picantă? Aveam mănușă de plastic. Mamă, super picantă. Am oprit să mâncăm un orez cu vegetables. Ne-am luat o pungă de cassava chips și ambalajul este mereu într-o pungă de hârtie ruptă dintr-o carte. Foarte multe fructe și legume, super ieftine. Găscani la apă. Oh,